Când ne gândim la felurile în care planeta noastră și-ar putea găsi sfârșitul, tindem să ne limităm la ceea ce vedem cu ochii. Spre exemplu, cele mai discutate posibilități sunt datorate încălzirii globale și a efectelor acesteia, cum ar fi dezastre naturale de proporții incredibile, precum cutremure și inundații nemai văzute. Totuși, deloc neliniștitor pentru noi este faptul că planeta noastră albastră ar putea fi afectată din exterior, iar acest lucru ar putea să ne zguduie mai puternic decât ne-am fi gândit vreodată. Din fericire, suntem destul de norocoși să profităm de un câmp magnetic care ne protejează de corpurile străine, însă nu doar de ele ar trebui să ne temem. Furtunile solare, ce sunt de fapt? În urmă cu puțin timp, o pată solară a eliminat o puternică erupție solară în sistemul nostru. Acest lucru s-a tradus printr-o furtună solară care a lovit planeta Pământ cu o viteză de propagare de peste 2,1 milioane de kilometri pe oră. Practic, o furtună solară este fenomenul care are loc datorită activității Soarelui. Atât Soarele cât și activitatea solară interferează cu câmpul magnetic al planetei noastre, chiar dacă steaua este foarte departe de planetă. Deși anumiți oameni sunt de părere că furtunile solare nu sunt un pericol real neprovocând daune, s-a demonstrat că există motive care ne-ar putea face să ne temem. Aceste fenomene duc la formarea de rachete solare și de ejecții de masă coronală, care la sfârșitul lor generează un vânt solar și explozii de particule care călătoresc în direcția planetei noastre. Bineînțeles că acestea vor intra în câmpul magnetic al Pământului, loc de unde s-ar putea genera o furtună geomagnetică a cărei perioadă de acțiune se poate întinde pe câteva zile. O furtună solară va aduce de la sine activitatea magnetică pe suprafața Soarelui, lucru care poate duce la apariția petelor solare, care în funcție de dimensiune pot provoca flăcări solare. De asemenea, când plasma este ejectată, are loc un al doilea fenomen cunoscut sub numele de ejecții de masă coronală. Distanța dintre Pământ și Soare ne dă aproximativ 3 zile până când particulele ajung, iar din același motiv putem să admirăm și aurorele boreale. Ironia face ca cea mai puternică erupție solară să fie chiar prima care a fost observată. Evenimentul a avut loc la 1 septembrie 1859 și se numește evenimentul Carrington, datorită faptului că a fost raportată independent de astronomul Richard Carrington și Richard Hodgson. Acest eveniment a creat pagube foarte mari sistemelor telegrafice și a produs aurore până la Hawaii și Cuba. Conform studiilor efectuate, Soarele eliberează o erupție solară extremă la aproximativ 25 de ani. Ultima de acest fel care a lovit Pământul a fost în 1989, producând întreruperi de curent în Quebec, Canada. În plus, o furtună solară intensă poate afecta sistemele de satelit, deoarece bombardarea efectuată de particulele solare poate extinde magnetosfera Pământului, ceea ce face mai dificilă pătrunderea semnalelor de satelit. Furtunile solare nu ne afectează. Deși furtunile solare pot fi periculoase pentru multiple domenii de pe Pământ, corpurile noastre sunt în siguranță atât timp cât rămânem pe planetă. În plus, vom avea și un spectacol gratuit de privit în timp ce suntem protejați de atmosferă. Raportându-ne la trecut, putem vedea că furtunile solare sunt un lucru relativ nou, însă acestea ar fi putut fi prezente pe planetă de foarte, foarte mult timp. Practic, toată viața de pe Pământ ar fi putut evolua sub influența acestor furtuni solare. Totuși, furtunile nu mai sunt la fel de prietenoase când ne gândim să părăsim suprafața planetei noastre. Particulele cu energie foarte ridicată, precum cele transportate de ejecțiile de masă coronală, pot duce la otrăviri cu radiații la oameni și alte mamifere. În teorie, persoanele care ar trebui să fie foarte atente cu privire la furtunile solare sunt astronauții. Totuși, cu echipamentele de rigoare, aceștia pot să scape cu bine de aceste furtuni solare, însă neprotejați, aceștia se expun unui risc posibil fatal. Inamicul tehnologiei. Chiar dacă noi scăpăm nevătămați în urma unei astfel de furtuni solare, tehnologia de pe planetă are adesea de suferit. În momentul în care o ejecție de masă coronară lovește atmosfera Pământului, se produce o perturbare temporară a câmpului magnetic.
Practic, furtuna de pe Soare duce la provocarea unei alte furtuni pe Pământ cunoscută sub numele de furtună geomagnetică. Analizând cele mai puternice furtuni solare, vom vedea că acestea trimit ejecții de masă coronară care conțin particule încărcate în spațiu. Ghinionul apare atunci când Pământul se află în calea ejecțiilor de masă coronară, întrucât lucrurile se vor complica. Aceste particule încărcate se trântesc în atmosfera noastră, perturbând sateliții de pe orbită, uneori atât de mult încât îi pot defecta și, de asemenea, scăldând în radiații avioanele care zboară la altitudini ridicate. De asemenea, acestea pot perturba sistemele de telecomunicații și de navigație, având potențialul de a afecta întregi rețele electrice din diverse regiuni și chiar și din orașe. Cel mai bun exemplu pentru a demonstra această teorie este evenimentul de pe 13 martie 1989 din Quebec, pe care l-am descris anterior ca cea mai puternică furtună solară din istoria recentă. Ejecțiile de masă coronară au provocat o pană de curent atât în Quebec, precum și în alte părți din nord-estul Statelor Unite și timp de 9 ore peste 6 milioane de persoane au rămas fără electricitate. Și totuși nu putem să nu ne întrebăm cât de dezastroasă ar putea fi o astfel de furtună solară. Așadar, cum ar arăta o furtună solară mai puternică decât cea din Canada și SUA din 1989? Ei bine, ne întoarcem la cea mai mare erupție solară din 28 august 1859. Deja am amintit anterior de felul în care aurorele boreale au putut fi văzute în multiple părți ale lumii, în care acest eveniment este neobișnuit și de felul în care sistemele telegrafice din toată Europa și America de Nord au eșuat. Totuși, o altă particularitate a acestui eveniment a fost faptul că ejecția de masă coronară a ajuns pe Pământ în doar 17 ore. Deci, cum ar arăta o apocalipsă a internetului? Ei bine, oamenii de știință încearcă să răspundă la această întrebare și analizează amănunțit furtunile solare. De exemplu, în 2012, cercetătorii care au publicat în revista Space Weather au sugerat că o pană de curent din 2001 din Noua Zeelandă a fost cauzată de o furtună solară. Chiar dacă lucrurile nu par ieșite din comun, Noua Zeelandă se află la o latitudine medie, iar acest fapt complică destul de mult situația. În timp ce Quebec, de exemplu, se află la o latitudine mare, este de așteptat ca o furtună solară să afecteze această zonă în special. Totuși, se pare că efectele furtunilor solare pot ajunge în latitudinile medii mai populate. Problema latitudinilor ne face să excludem din calcul anumite zone, reieșind astfel faptul că există zone prioritare în efectele negative ale furtunilor solare. Ejecțiile de masă coronară tind să aibă un impact mai mare la latitudini mai mari, mai aproape de polii magnetici ai Pământului. Oamenii de știință au constatat faptul că Asia se confruntă cu un risc mai redus, deoarece Singapore acționează ca un hub pentru multe cabluri submarine din regiune și se află la ecuator. Multe cabluri din acea regiune sunt de asemenea mai scurte, deoarece se ramifică în mai multe direcții din acel hub. Adevărata atenție ar trebui acordată cablurilor care traversează oceanele Atlantic și Pacific la latitudine mare, întrucât o pană de internet ar schimba total decursul umanității chiar și pentru o perioadă de câteva zile. Este lesne de înțeles de ce o apocalipsă a internetului nu este deloc dorită și astfel, oamenii de știință de la Centrul de Prezicere a Vremii Spațiale monitorizează soarele continuu, atât din spațiu cât și de pe suprafața Pământului. Aceștia sunt cei care știu când are loc o furtună cu potențialul de a afecta Pământul și o pot anunța mai departe pentru a se lua măsurile corespunzătoare. La urma urmei, pentru a ne afecta pe Pământ, furtuna solară ar trebui să se petreacă pe partea Soarelui cu fața către Pământ. Unul dintre cele mai mari avantaje este timpul în care ejecțiile de masă coronară ajung la Pământ. Spre exemplu, în momentul în care ejecțiile s-ar putea afla pe traiectoria unor sateliți importanți, ca măsură de precauție, acești sateliți vor fi opriți. La fel, cu avertizare prealabilă, rețelele electrice de pe Pământ pot fi reconfigurate pentru a asigura o împământare suplimentară. Concluzie.
Unii cercetători sunt de părere că ne aflăm în pericolul unei furtuni solare deosebit de periculoase, care ar putea să lase semne adânci asupra Pământului. În ultimii ani, guvernele alături de cercetători au început să dezvolte diverse metode de protecție și planuri de salvare în cazul în care un nou eveniment Carrington va apărea. Fără doar și poate, partea cea mai dificilă de combătut în cadrul unei astfel de furtuni solare este perturbarea semnalelor de orice tip, îngreunând foarte mult sau oprind complet telecomunicațiile.